Tați în aer. Cu Daniel Osmanovici, și Alex Grecu, la Europa FM. Dragi părinți, am revenit la tați în aer. Acum că ne-am pregătit așa cel puțin din punct de vedere psihic, cum să facem revenirea la școală, cum să ne pregătim copiii pentru acest moment. Cred că trebuie să ne pregătim atât noi, cât și ei și din punct de vedere financiar, că nu e chiar atât de simplu, domnule Daniel. Da, bine te-am regăsit, uh, Grecule, bine v-am regăsit, uh, dragi ascultători. Uh, e un subiect care pe mine mă doare și mă doare la buzunar, cum s spune, <gri> pentru că <gri> e vorba <gri> de o chestiune foarte simplă. Îți trebuie să dau o mulțime de bani acum pe tot felul de lucruri. Ea a crescut piciorul lui Fimiu, are nevoie de stilou nou și multe alte lucruri care înseamnă rechizite și începutul de an școlar nou. Așa că aici vine educația financiară în discuție, dar nu doar educația noastră financiară, pentru că noi în calitate de părinți e simplu să dăm maxime, nu-i așa? Ci și educația copiilor noștri. Păi da, pentru că vrem un ghiozdan nou, că am văzut la colegul, vrem un stilou nou, că tot am folosit și atunci are nevoie și el de educație, cum am și eu nevoie de educație. Tocmai de aceea nu vă vom oferi noi niciun sfat financiar, că habar n-avem, suntem anti în acest sens, dar avem alături de noi pe Florin Ilie, deputy CEO și head of Wholesale Banking la ING Bank România. Salutare și bun venit, Florin! Salutare, taților! Mă bucur că ești aici alături de noi pentru că, prieteni, vom începe în felul următor. Avem trei tați și trei tipologii complet diferite. Eu sunt cel mai proaspăt, da, copil de 2 ani și 4 luni. Eu încă îndrăznesc să visez la motociclete, la mașini și să mă gândesc, așa că economiile familii oricum sunt ale noastre, ale tuturor. Adică n-am făcut efectiv ceva, încă nu i-am deschis un cont de economii sau ceva de genul. Domnul Daniel e un pic diferit. Da, la mine e complicat. Mi-am luat eu bicicletă, vrea și fi o bicicletă, deci e complicat. Iar fi că mea fiind un pic mai mare la 12-13 ani, apar alte lucruri care sunt de interes pentru ea. Iar tu, Florin, ce vârstă ai tu, ca să spun așa? 18 ani. 18 ani ai tu, deci este bine. La tine 18 ani înseamnă că deja pleacă fără tine în diverse locuri, îți cere bani. Și de multe ori nu știi pe ce i cheltuie. Mai degrabă pleacă la facultate și voi ști pe ce i cheltuie. E interesant, <laughs> vedem, vedem. Uite, da, apropo de asta, Florin, tu, tu ai făcut cumva din start așa un cont de economii sau ai, ai economisit apropo de plecarea aceasta la facultate, care sunt convins că vine cu o cheltuială destul de mare. Ai pregătit acest moment din timp? trebuie să l pregătești, eu o faci, dar hai să punem altfel, nu e o cheltuială, e o investiție, e, în realitate, dacă vorbim de... Altfel să altfel să ne ne vorbim, da. Dacă vorbim de stilouri de rechizite, mi-am inclusiv bicicleta, în realitate este cam ce face România acum, construiește autostrăzile alea de le-am așteptat atâția ani, e bine, cam asta facem și noi când, practic, sprijinim copilul să crească, să se educe, să experimenteze viața, este un fel de investiție. Partea bună este că cei mai mulți bani în viață un copil îi va face din propria muncă după ce intră în serviciu și nu neapărat de la noi. Toți economisim bani, apropo de economisim cu gândul că mă rog, copiii vor trăi din acei bani, realitatea spune de foarte multe generații că cei mai mulți bani îi vor face copiii înșiși, pe baza pregătirii pe care și-au făcut-o și a experienței de viață și a caracterului pe care și-l clădesc alături de noi, cu bicicleta, cu stiloul sau cu multe alte lucruri pe care le cheltuim alături de ei, dar pe care practic le cumva investim în ei. E, 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 sper, sper că e de bine și cumva E au... cu siguranță Iar unii părinți mai au și așteptări Adică după ce fac investiția asta Păi n-ajung și eu la bătrânețe Să îmi dai asta paharul cu apă jur, nu? La, care de fapt e reprezentat de niște bani în con Nu e chiar un bar cu apă dar... Deci aș putea pe acest principiu Să-i spun lui Fimiu sau lui Fimea Că atunci când voi ajunge la pensie Aștept și eu mașina visurilor mele Să se parcheze în față Și să zică tată Pentru toată investiția pe care ai făcut-o în mine E aici asta. Continuă să visezi, Daniel Osmanovici. Partea bună e că mai degrabă părinții trăiesc prin copii, așa că vei da mașina imediat înapoi să se bucure de ea. Ai Sunt și că așa se va întâmpla. Mergem acum... Ambii pași acestei uh, iterații. Și vor fi foarte frumoși. Mergem acum la, la, primul pas, da? și anume momentul în care ne pregătim copiii, apropo, de relația pe care o vor avea, de fapt, pentru tot restul vieții, și anume cu zona financiară. Autonomie financiară. financiară acesta ar fi primul subiect pe care aș vrea să-l abordăm și Florin, aș vrea să te întreb tu de la ce vârstă consider că ar fi un subiect oportun de introdus în viața unui copil? Copiii absorb singuri treaba asta destul de devreme, începând de pe la vârsta de 3 ani de zile, deja sunt încep să aibă noțiuni sau um, ideea faptului că trebuie să dai ceva ca să primești ceva. Apropo, și asta înseamnă în final banul. Banul este muncă la conservă, viața la conservă, viața mm. celui care a muncit, pe care o schimbă pe urmă pe viața al cuiva atunci când îi cheltuie. Copiii încep să realizeze treaba asta destul de devreme dacă le dai șansa să te vadă pe tine muncind. Și asta este critic. Să te vadă muncind. Tu știi, Grecule, dă da. mașinuța dacă vrei să primești mașinuță, Tudor. Așa. De nu se întâmplă la tine chestia Și Ceva de genul, ba da, ba da. chiar mă gândeam la exemplul acesta. Noi când spunem, de exemplu, mergem la radio, să zic, practic poate cuantifica că ești la muncă și te și de când muncești cumva. Da? Sau e o idee bună să-ți mai iei copii la muncă cu tine chiar? E o idee bună ca rog, copiii să te vadă să te vadă în deplinătatea vieții tale, nu numai în timpul liber. E bine copilul să poată să vadă cât vrea, cât are răbdare, mm -hmm. dar să te vadă natural, fără a fi obligat, să te vadă pur și simplu natural și muncind. Și aici este o problemă pentru că noi de obicei nu muncim de față cu copiii. Copiii exact. sunt în viața noastră liberă iar în viața noastră de muncă nu se văd. Dacă copiii te văd sau măcar aud da, când vorbești despre munca acasă, că se mai întâmplă să mai vorbești despre muncă acasă, nu așa, în familie, copiii absorb asta fără să fie obligați, fără să fie un timp alocat special, și acum vorbim despre bani. Nu va hmm. funcționa așa. Când te apuci, dacă vrei să îndepărtezi pe cineva de ceva, te așa apuci să-i să să predici. Să-i <laughs> predici când nu vrea să asculte, da? Deja că vrei să-l îndepărtezi, nu, nu prea merge treaba asta. Acum e ora de educație financiară l-ai pierdut la când zici acum e ora de, ca și cum ai scoate o foaie de hârtie, știți când și venea gata. și zice, scoate o foaie de hârtie ca să ți predau, sau să ți dau un test de educație. Nimeni nu vrea așa ceva, cu atât mai puțin copiii noștri. Te văd și absorb fără să le spui, absorb de la tine faptul că trebuie să muncești ca să ai bani la rândul tău, ca să-i dai pe urmă pe munca altora, ca să înseamnă o bicicletă, munca, munca cuiva care a făcut bicicleta. Cât de îți dai munca ta pe munca așa. lui. De dar copilul, dacă așa. vede doar munca altuia, așa nume bicicleta, dar nu vede de unde vine munca ta, care se dă pe bicicletă, va crede că munca altuia se poate obține, de fapt, gratis. Ceea ce este complet neadevărat. Numai că nu vede copilul, nu e vina copilului. Totdeauna, dacă e ceva în copilul nostru care trebuie, să zic, îmbunătățit, de fapt, suntem noi, nu copilul. Super spus. Asta e de highlight, apropo de asta. Bun economii, da? Sau investiții, cum ai spus, ai spus foarte bine, da? Să investim în viitorul copiilor noștri, dar pentru asta trebuie să facem economii. De asemenea, economiile ar trebui să fie un subiect ce, ce trebuie să fie învățat și voi folosi acest cuvânt, da? nu ar fi indicat și chiar consider că trebuie să fie învățat un copil cum să economisească și care este acest termen. Și aș vrea să te întreb care ar fi beneficiile, de ce ar fi indicat să avem copii care să înțeleagă ce înseamnă economisirea financiară? Dacă ne uităm la cam ce prezice că toți, toți stații și toate mamele, ne dorim să-i fie bine copilului. Toți ne dorim fericirea și binele copiilor. Toți. Asta ne unește, apropo, pe toți în societate. Întrebarea e cum se realizează acest bine, cum facem asta și dacă ne uităm la ce prezice cumva binele în viață sau mai binele în viață, dar propășirea copiilor, doi predictori, doi, două elemente care prezic treaba asta destul de puternic financiar vorbind, este nu neapărat în ordine asta, capacitatea de a de a răbda, capacitatea de a-ți amâna plăcerea cumva imediată, capacitatea de a, de a cum să spun, și aici intră și economisirea, de a nu, cum să spun eu, cheltui totul din prima ca să-ți maximizezi plăcerea de moment, ci mai degrabă de a te reține, dar în sensul bun al cuvântului, de a te reține, că totdeauna în societatea noastră, mai ales de astăzi, a te controla, a avea autocontrol. Da? Cumva este sinonim cu a fi reprimat, cu ceva de mai degrabă rău, da? a nu fi complet liber în ce-ți dorești, ceea ce este complet eronat. A avea o virtute, a fi cultivat, a fi civilizat, înseamnă a-ți, practic, educa impulsurile sau instinctele și mai degrabă le transforma în ceva mult mai mare, mult mai constructiv, mult mai bun. Deci ar fi o dată asta și doi, abilitățile matematice de bază. Nu mă refer la derivata de ordinul 2, mă refer la abilități matematice simple de bază pe care le aplici în orice lucru direct în viață, inclusiv când te gândești la cât, cât e lungimea și lățimea covorului, cât costă ceva comparativ cu altceva, niște lucruri, niște calcule din astea foarte de bază, dar astea te fac să eviți marile erori în viață. Problema în viața copiilor noștri va fi nu că nu vor face suficient de mulți bani, vor câștiga bani. Problema este că nu vor ști neapărat ce să facă cu ei și atunci îi pierzi. Uh, limită de N, luate câte K, asta e ce mi-a rămas mie și asta... Dar, ideea e așa, tu ai, spus, da, tu ai spus că ei văd și uh, replică ceea ce facem noi de cele mai multe ori. Și acum revenind la ce întreba Alex, contul de economii, uh, învățăm că trebuie să facă uh -huh. economii, le explicăm care sunt beneficiile uh -huh. acestora, dar pe de altă parte avem și noi cardul de credit care e un fel de uh, instrument, avem contul de economii, într-un fel uhum. sau altul intrăm în ele. Și atunci, nu dăm un exemplu mai puțin fericit. Uh, în în fel, ne putem ține educați unii pe alții și copiii ne pot educa pe noi indirect. Cum? Uite, depinde, nu știu, banca la care lucrez, ing ul a făcut Young. Uh, un produs care uh, educă și copiii, dar educă în realitate mai mult părinții, dacă mă întrebi, dacă am stat să ne uităm un pic cu altă pălărie pe cap. Pentru că atunci când creezi un cont pentru un copil, da, pentru un tânăr, un copil, un adolescent, și care devine în felul ăsta autonom, în primul rând crește stima de sine a copilului. Copilul trebuie să fie tratat cu respectul potrivit. Și în felul ăsta îl și responsabilizează. Nu poți să ai răspundere dacă n-ai autonomie. Zero autonomie înseamnă zero răspundere, pentru că nu ești responsabil de acțiunile tale din moment ce n-ai dreptul de a-ți le decide. Dar odată ce faci treaba asta și vezi cum gestionează copilul banii, încep să te întreb și cum gestionezi tu banii, pentru că vei vedea în copil niște comportamente pe care le vei cunoaște și la tine și în cazul ăsta vom fi apropo și mai de treabă cu copiii noștri, da? mai puțin duri în judecată, pentru că vom vedea reflectându-se în ei ce facem și noi va fi și un self-awareness, o autoconștientizare mult mai mare din partea noastră și în felul ăsta vom putea să ne dăm seama și cum putem spune copilului să-și controleze impulsurile, să economisească, va, vedea și, va, va, fi și un digital literacy, dacă vrei, mai mare, pentru că poate folosi exact ca noi, printr-un astfel de cont, poate folosi exact facilitățile pe care le avem noi, de platformă, de acces în, în, în platformă, de, de de tipuri de plată, de mijloace de plată moderne. E o pregătire pentru viață foarte serioasă, dar repet, ne poate educa și pe noi părintele când vedem, repet, aceleași comportamente în copil pe care le avem noi, pentru că, surpriză, surpriză, copilul face exact ce a văzut la noi. Uneori nici nu-ți dai seama ce exemplu dai copilului, decât când te uiți cum face copilul, că e oglinda a ta. Okay. Tot ce nu-ți place la copil, ești tu. Nicio presiune acolo. Nici o presiune, no, Daniel. Adică... Repet, tot ce nu-ți place la copil, ești tu. Foarte bine spus. Dar, Dar aș mai spune o dată că mi da, mi spun rog. și mie. Da, 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 foarte. Mi se pare o informație foarte bună. Florin Ilie, alături de noi, vă reamintesc prieteni. Florin, avem, uite, acest instrument interesant pe care părinții noștri clar nu l-au avut și este, este, o, este o evoluție frumoasă a tehnologiei. Ce facem cu acest control parental, suplimentar? Da? Vom vedea ce cumpără copilul, este foarte clar, pe ce își investește sau cheltuie banii mai corect spus. Ce facem cu această informație? Uh, în primul rând, uh, cred că trebuie să ne întoarcem la noi. Nu-i știrbim autonomia? Uh, când ne uităm la cheltuieli? Nu, când uh, avem control parental. Când avem control parental? Uh, depinde ce înseamnă control parental. Controlul parental este când îi dai banii. Fără tine n-ar avea banii copilul și automat când îi dai banii, exerciți un control parental pentru că îi dai uh, marjă de marevă să facă ceva ce n-ar putea face Eu singur. câștigat la bursă și alocație. Eu acum sunt avocatul diavolului. <laughs> I-a câștigat din alocație. Da, și eu am bursă, am învățat pentru și ei. Și bursă. Sunt ai mei. Este absolut corect. E bine, în cazul ăsta copilul va învăța și pe bună dreptate, pe bună dreptate, va învăța uh, din proprie experiență. Va face cum face creierul nostru, traiele error, încercare și eroare. Și, și -am dar numai așa se poate învăța. Credem, dacă acum v-aș spune și vouă și mi-aș spune și mie că și eu fac, că ce zice popa, nu ce face popa, și eu aici sunt popa. e, cum se zice, casa zugravului totdeauna nevopsită, nu? Cam așa. Și a lui al netencuită. Și la, mine, și la noi e la fel. Dar una este să știi ce trebuie, alta e să faci ce trebuie. Dar dacă acum v-aș spune ce știu că trebuie după zeci de ani de experiență de lucrat cu, în finanțe, probabil că ar fi un sfat Destul de educat. Nu înseamnă neapărat că și eu sunt scutit de aceleași rururi pe care vi le, vi le spun vouă, dar e mai ușor să zic. Credeți că se va înțelege? din experiența mea răspunsul este nu. Nu poți să înțelegi dacă e vorba de investit, nu știu, ai zis bursa și primul lucru logic m-am gândit la bursa cealaltă. Dar să știi că da? da? și eu la știu, bursa bursa știu bursa de merit, bursa, bursa de merit, dar dacă aș face o translatare la bursa cealaltă și aș spune cum să faci să investești bu pe bursă și cum să faci să nu faci nefăcute pe bursă, știu cum se fac nefăcutele, le știu. Nu înseamnă că nu că nu le fac și eu, dar știu, de știut știu, n-am această scuză. Vi-aș putea spune și aș putea lua experiență concentrată de la mine, pentru Coiect. că ați învățat din greșelile altuia, vă spun că n-am văzut pe nimeni învățând din păcate din greșelile altuia și le repeți. Problema este de câte ori, dar trebuie să o faci odată singur. Numai atunci simți aici și aici de unde vine, ce înseamnă de fapt. Și ai un aha moment de genul asta vrut să-mi spună, dar post factum. La fel este și la copil, dacă își va gestiona banii, mai e ceva. E un lucru foarte bun că își cheltuie copilul banii proprii din bursă, poate din darul de la bunici pe care îl poate pune la Inginia, apropo, exact. am văzut și experiența asta, sau, sau banii din, din, din alocație, din orice altă sursă, cumva pe care copilul o resimte ca meritată. Pentru că este și munca copilului acolo. Copilul, totuși, muncește și muncește foarte mult ca să se pregătească pentru viață. Adică, noi, cumva, avem un punct de vedere destul de condescendent, și scuze de Logoreie, dar foarte condescendent și mă trezesc și eu făcând asta față de copil, noi îi dăm copilului. În realitate, noi nu îi dăm copilului. Copilul reprezintă o valoare inestimabilă în viața noastră. Copilul ne dă satisfacție, sens în viață, fericire, bucurie, lucruri pe care altfel le plătim. Pentru Netflix, care aduce mult mai puțină fericire și bucurie și așa mai departe. Nu? Deci, pentru o vacanță, în realitate, copilul este, ne furnizează, dacă doriți să o privim așa mercantil, niște servicii incredibil de valoroase, iar orice bani îi vedea copilului, pe bicicletă, pe în sau nu, ea este un preț foarte mic pentru această fericire. În realitate, copilul este pe plus față de noi. Are un cont pe plus. Să nu mai gândească nimeni că îi dă copilului. Ce primește de la copil înapoi. Nu poate fi cumpărat cu banii aia de nicăieri, în altă parte. Trebuie să facem asta. Să fie moto, foarte clar, înțeles, e, da? Să nu, mai, să nu mai ne. Da? Da da, 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 să le să 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 ca puțin mai multă să smerenie e. față de copii, că nu-i cazul. Florin, și fii atent, rămânem pe acest subiect. Îmi place foarte mult unde ne-ai dus, unde ai pus mingea în acest moment, și este fix la fileu. Și fii atent, da? Știu că ING Young se, se adresează copiilor între 10 și 18 ani. Deci vorbim de niște personalități Corect. care sunt în formare din ce în ce mai puternice, ok? Să presupunem că am stabilit cu ei. Suma x lunară pe Corect. care noi o virăm în acest cont. Apoi, înainte cu șapte zile, de finalul lunii, al nostru, a noastră, o să ne sune și o să ne spună: Tată, banii s-au terminat, mai am nevoie, punem -mi și mie în cont încă 300 de lei. E, cum gestionăm situația asta? Îi punem în cont, îi explicăm că ne pare rău, ai terminat banii, trebuie să îți gestionezi singur situația, sau introducem elemente precum avans la salariu ce mai primim noi uneori sau mai cerem sau un împrumut eu sunt slab de înger, niciodată n-am avut o relație din asta ca la servici cu copilul. N-am avut niciodată o chestie de genul, faci ceva, primești ceva, okay. îți dau avans și așa mai departe. Sunt mai old style, sunt de la țară, acolo îți dai haina de pe tine. nu există noțiunea de separare de active între soț și soție sau între soț și copii și așa mai departe. Totul e o tova. Și așa și simt, sufletește. Dar fiecare are dreptul să gândească și altfel. Nu, nu, nu știu rețeta perfectă pentru a crește un copil, nimeni nu o știe. Din fericire, a fi părinte, a fi tată, este un exercițiu în smerenie, pentru că nu știi și te abții să mai zici cuiva că oricum nu știi. Dar, revenind la întrebare, mai degrabă, s-ar putea ca acea cerere de 300 să fie absolut justificată. Problema este pe ce se duc acești bani și cum simți că îi cheltuie copilul. S-ar putea ca cere 300 să fie prea puțin decât ai considera că îi mai trebuie să-i dai sau să fie prea mult dacă îi cheltuie consider tu prost. Uh, mai degrab m-aș uita la root cause, la, la cauza de bază. Uh, simți că, mă rog, copilul tău a cheltuit banii pe ce trebuie sau nu. Dacă i-a cheltuit pe ce trebuie, trebuie să dărei, se duc în direcția potrivită, dă-i. Dacă crezi că se duc unde nu trebuie, cred că și ce a cheltuit deja e prea mult. Aha. Da? Deci se pune problema, da? ca în gluma aia cu unde gara, în primul rând, n-aș începe să caut de aici. Da? Deci deja ești într-un loc foarte greșit. Uh, și aici ar trebui regândit un pic să faci un pas în spate, înainte de a te gândi cum faci cu avansul, că poți să dai avans, dar tot spre prostii uh, Mai degrabă uită-te la de ce uh, copilul și-a format deja, poate, un obicei nesănătos de cheltuială sau care ție ți se pare neregulă. Poate tu greșești, trebuie să înțelegi mai bine ce se întâmplă acolo și trebuie să adresezi. E mai greu decât să faci aranjamente pe hârtie sau un plan și un Excel, și, dar cred că aia e problema, de fapt. Și apropo de hârtie, mai avem exact un minut la da. dispoziție, Florin, și te voi provoca să mă da. răspunzi repede. Merge planul pe hârtie, să facem o listă cu cheltuieli, un plan de cheltuieli și să-l introducem pentru care. copii? Dacă tu faci asta și cu cheltuielile familiei și te vede pe tine cu mama copilului făcând acest lucru, copilul va copia acest mod de comportament. Dacă îl faci numai cu copilul, nu va funcționa, copilul face ce vede, nu ce îi spui. Superb. Îți mulțumim tare mult pentru că ai fost alături de noi. Prieteni, vă reamintesc Florin Ilie, Deputy CEO și Head of Wholesale Banking la ING Bank România. A fost o plăcere să te avem aici alături de noi, atât în calitate de om care știe cu finanțele, cât să... și în calitate de tată. Și voiam okay. să mai adaug eu, tată de copil de 18 ani. Eu vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru ideea asta de a, de a privi din perspectiva de tată de părinți, nu de nume pe hârtie de joburi. Nu așa, 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 e, credem da, și da, da. noi. Prieteni, dragi părinți, rămânem pe frecvențele Europa FM. În cazul în care ne-ați urmărit pe clipul, pe pe YouTube și în cazul în care ne-ați urmărit video, vă mulțumim foarte mult. Altfel ne reauzim în ora a doua pe frecvențele Europa FM aici la Tați în aer. Rămâneți alături de noi! Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM.